Ritmul anevoios al lucrărilor începute la podul Mărăcinene a fost constatat și de către prefect. Ieri, Carmen Ichim i-a chemat la un dialog pe reprezentanții firmei constructoare și pe cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șefa de la Casa Albă s-a declarat nemulțumită de modul în care este tratată o lucrare de mare importanță și a cerut mai multă implicare și urgentarea lucrărilor. Le-am spus că sunt total nemulțumită de modul în care se lucrează la pod, pentru că timp de o săptămână, mai bine zis 10 zile, am tot mers zilnic la pod, eu sau colegi din cabinetul prefectului, și din păcate lucrările demarează sau merg așa mai dezlânat, pot să spun, nu cum ar trebui să meargă. Am avut și o discuție cu dirigintele de șantier care mi-a spus că se vor încadra în grafic. Dacă mergem așa, e clar că nu ne vom încadra în grafic. De asemenea, prefectul Carmen Ichim a dispus un control al inspectorilor de la ITM pentru a se constata dacă sunt respectate toate condițiile de muncă pe șantierul de la podul Mărăcineni. Am solicitat și ITM-ului să facă o inspecție în teren să verifice dacă sunt angajați toți sau lucrează toți cei angajați, dacă respectă normele de protecție a muncii și ce ar fi trebuit să facă în continuare. Aștept și un raport de la Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă. În plus, constructorul a refuzat să precizeze câți muncitori are disponibili pentru această lucrare de reabilitare. Pentru lucrul ăsta am trimis ITM-ul, că una ce am văzut eu, uneori 4, uneori 10, uneori 2, nu știu. Și nu știu. Ce zice? Care suficienți? Fără să precizeze un număr. Din cauza asta este ITM-ul, să vedem cu cât se lucrează, pentru că au atribuții pe lege, și să vedem în continuare ce vom face. Cât despre ideea de a se munci și pe timp de noapte, răspunsul din partea responsabililor de șantier a fost la fel de dezarmant. La solicitarea CNAIR-ului, prin Comitetul Județean de Situații de Urgență, știți foarte bine ce putea să facă, ca noi, ca autorități buzene, ce puteam noi să facem este doar atât, să asigurăm iluminatul podului, lucru care s-a și văzut că s-a realizat încă de pe 23 aprilie. Dar să lucreze noaptea, nu am văzut acest lucru. Nu cred că merge în situația asta și nu cred că e o situație normală. Voi face în continuare scris atât Ministerului Transportului, domnului ministru și președintelui sau directorului general al CNAIR, să vedem, într-adevăr, care este soluția legală să continue lucrările în regim de urgență. Nu este un regim deslânat așa cum se vede. După întrevederea de ieri, numărul muncitorilor de pe șantierul de la podul Mărăcinene a crescut. Astăzi, la orele prânzului, erau 15 lucrători mobilizați în zonă. Pentru 1 milion de euro, firma constructoare a obținut de la CNAIR aprobarea pentru ca reabilitarea să fie finalizată în 130 de zile. Lucrările au început în urmă cu 2 săptămâni.